Eforturile credincioșilor și binefăcătorilor din parohia Brebu 1 au fost astăzi încununate. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a târnosit noua biserică parohială. Se sfințește biserica aceasta cu hramurile, schimbarea la fața Mântuitorului Iisus Hristos, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, și Sfântul Cuvios Gheorghe, starețul mănăstirilor Cernica și Călderușani, prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului În continuare, preasfinția sa a săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium amenajat în curtea lăcașului de cult. La slujbele din această zi importantă din viața parohiei au participat preoți din cuprinsul protopopiatului Câmpina, starețul mănăstirii Caraiman și autoritățile locale. În cuvântul adresat credincioșilor, ierarhul a vorbit despre minunata lucrare a femeilor mironosițe. Din Evanghelia acestei duminici învățăm mai multe lucruri. În primul rând, faptul că femeile mironosițe, femeile purtătoare de mir, de aromate, au arătat mai mult curaj decât ucenicii Domnului. Ucenicii s-au risipit. În vremea judecății Mântuitorului, doar Petru s-a apropiat de curtea arhiereului, dar când a fost recunoscut de o slujnică și de slujitori arhiereului, cu jurământ s-a lepădat, spunând că nu-l cunoaște pe omul acesta, înainte de a cânta cocoșul de trei ori. E drept că după aceea a plâns cu amar, așa ne spune Evanghelia. Iar după învierea sa din morți, Mântuitorul l-a reintegrat în ceata apostolilor. Vorbind despre această minunată lucrare a femeilor mironosițe, imnografii bisericii ne-au spus în cuvinte inspirate pe cine căutau aceste femei, pentru că ajunse la mormânt, ele au fost întrebate, pe cine căutați? Și ele au răspuns, pe Iisus Nazarineanul, cel răstignit. Și li s-a răspuns din nou, nu este aici, a înviat, iată locul unde a fost el așezat. Dar imnografii au spus mai frumos, și anume că pe soarele, cel mai înainte de soare, care a pus oarecând în mormânt, l-au căutat ca pe o zi mironosițele femei. Vorbind despre cel care a creat luminătorii, pe cel care a făcut luna, soarele și stelele, pe acest soare, mai înainte de soare, l-au căutat femeile mironosițe în dimineața primei zile a săptămânii pentru a împlini ceea ce rânduia legea lor. În alte locuri, Mântuitorul a fost numit Soarele Dreptății, El care este calea, adevărul și viața și lumina lumii. Pe această lumină și pe acest soare l-au căutat dis de dimineață femeile mironosițe. După slujbă, preasfinția s-a oferit din partea preafericitului părinte patriarh Daniel ordinul Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, părintelui protopop Grigore Melnic. Preoții de la parohiile Brebu 1 și Brebu 2 au primit rangul de iconom stavrofor, iar primarului localității i-a fost oferit ordinul Sanctus Stephanus Magnus. De asemenea, ceilalți binefăcători ai lăcașului de cult au primit diploma omagială a anului 2022 cu medalie și distincții de vrednicie. Astăzi împlinim un vis de zeci și zeci de ani al brebenilor, și anume acela de a avea o biserică nouă. Suntem plini de o bucurie sfântă și considerăm că această împlinire nu este numai pentru cei din generația de astăzi, ci aceasta
această biserică va fi un loc de rugăciune pentru generații și generații de credincioși. Fie ca Bunul Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea aceasta, Bunul Dumnezeu să dăruiască sănătate și mântuire celor care au contribuit și celor împreună cu care astăzi ne-am rugat. Pentru parohia noastră reprezintă un moment înălțător, deosebit, dar și o binecuvântare de la Dumnezeu, pentru că un dar l-am făcut noi Domnului, dar într-adevăr, iată, Dumnezeu se revarsă pe noastră cu daruri bogate, în primul rând Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, care are rolul acesta de a ne apropia de Dumnezeu, de a-L oferi pe Dumnezeu în sufletele noastre, de a deveni mai buni, mai milostivi, mai aproape unii de ceilalți, pentru că totul se învârte, iată, în jurul iubirii față de Dumnezeu și față de semeni. O casă înălțată la Dumnezeu reprezintă pentru noi cea mai mare bucurie pe care o putem dărui celui care ne păzește pe noi. Piatra de temelie a noii biserici a parohiei Brebu 1 a fost ființită în data de 18 mai 2015.